Bună, sunt Laura Cosoi. Îmi place să mă joc cu părul meu și să abordez stiluri noi. O coafură cu volum mă face să mă simt liberă și energică. E acea coafură pe care abia aștept să o port din nou. Combinația dintre tehnologie, inovație și frumusețe pentru mine este inspirațională. Îmi dă acel sentiment de libertate, căci pot să-mi realizez singură, chiar la mine acasă, orice coafură visez să încerc. Pentru mine e foarte important să folosesc cele mai bune produse care mă ajută să obțin repede coafurile dorite, dar care au grijă și de sănătatea părului meu în același timp, iar Philips înțelege ce este frumusețea. Acum îți voi arăta cum reușesc într-un timp foarte scurt să obțin această coafură. Mă ajută peria rotativă Philips Dynamic Volume. Ea oferă același rezultate ca atunci când folosești un uscător de păr și o perie în același timp, ușurându-mi munca. În plus, mă ajută să creez cele mai diferite stiluri, dar îmi păstrează în același timp părul moale, strălucitor și sănătos. Să începem! Încep prin a aplica o spumă pentru volum pe toată lungimea părului. Separ părul în secțiuni și le prind individual cu clipsuri. Încep uscarea și aranjarea părului din spate prin mișcări fine de periere. Pornesc de jos în sus și folosesc peria pe toată lungimea părului, urcând de la vârf spre rădăcină. Șuviță cu șuviță, continui să-mi aranjez părul. Pentru extra volum, ridic rădăcina părului cu ajutorul periei. Secțiunea de top o împart în trei părți egale pe care le usuc pe rând. Fiecare secțiune trebuie ridicată perpendicular față de creștetul capului pentru a da cât mai mult volum la rădăcină. Secțiunea din față o usuc fără cărare, folosind peria rotativă Philips, atât pe fața cât și pe spatele șuviței. Acest lucru va da volum și va elimina vârtejurile, dacă există. Cu peria rotativă Philips știu sigur că părul îmi este îngrijit și protejat, mulțumită setării de îngrijire. Apoi îmi fac cărarea cu degetele. Mie îmi place să am și câteva bucle sau onduleuri rebele, mai ales când abordez o coafură mai non-conformistă. Voi schimba peria aparatului cu aceasta. Pentru a nu se încurca părul, perii sunt retractabili. Uite! Rulez șuvița pe perie și o ține mișcată timp de 5 secunde. Apoi desfac șuvița și o țin puțin în aceeași poziție până se răcește. Fac asta pentru ca șuvița să-și păstreze forma. Cu ajutorul unei perii cu păr natural, tapez partea din spate a părului în zona calotei cu 2-3 mișcări fine, dar ferme. Sfatul meu este să folosești o perie și nu un pieptene, pentru că o perie este mult mai delicată cu părul tău. Aș putea la fel de bine să o las chiar așa. Coafura arată excepțional, chiar dacă are un look oarecum dezordonat. Însă acum simt nevoia unui artificiu și îmi voi prinde părul. Odată prins la spate, îl voi trage ușor de tot în sus pentru a accentua volumul. Și iată! Joacă-te cu coafura ta până îi dai forma dorită, până la ultima șuviță, și poartă-o cu plăcere! Innovation in you. Philips.